Vă zic bună ziua din Borsec, un oraș și o stațiune care nu mai au nevoie de absolut nicio prezentare. Vom întâlni un oraș în care contrastele se întâlnesc la fiecare pas. Noul se bate cap în cap cu vechiul, noile construcții sunt în total dezacord cu ruinele altora și unde oamenii, locuitorii din această zonă, se luptă să țină turismul pe o linie de plutire, în timp ce autoritățile parcă nu-și doresc acest lucru. Este o zonă minunată, recunoscută atât pe plan național cât și pe plan mondial. Haideți să vedem! Depresiunea Borsec s-a format în urma puternicelor mișcări tectonice din urmă cu aproximativ 2 milioane de ani. Inițial, cu caracter de depresiune subcarpatică, cu drenajul spre Transilvania, activitățile vulcanice au izolat-o, transformând-o în sistem de lacuri. Variațiile termice mici, vânturile puține, puritatea aerului și bogăția în ozon sunt caracteristicile binefăcătoare ale climatului local. Climatul este subalpin depresionar. Temperatura medie anuală este de 5 grade Celsius, cu temperaturi medii de minus 5 grade în ianuarie și de 15 grade în iulie. Zona este acoperită în cea mai mare parte cu păduri, în proporție de 95% de conifere. Sunt în fața muzeului din stațiunea Borsec. A început ploaia și aștept să se mai oprească pentru a ne continua drumul. Este o stațiune minunată și nu știu dacă să mă bucur sau să-mi pară rău că este atât de puțin vizitată, deoarece aici muzica naturii este cea care predomină. Și niciun alt gen de muzică nu se aude nici măcar de undeva din depărtare. Iar dacă oamenii nu doresc să viziteze această zonă, nu este decât în detrimentul lor. Îmi pare rău însă că mulți oameni ar putea profita de beneficiile acestei stațiuni, însă nu o fac. Uite unde vremea este schimbătoare, a ieșit soarele și este mult mai plăcut.
Localitatea își datorează renumele resurselor de apă minerale cu bogate calități terapeutice, ape care au primit medalia Târgului Internațional de la Viena în anul 1873, apa de Borsec fiind numită Regina Apelor Minerale. Medalia de argint și diploma de onoare la expozițiile organizate în 1876 la Berlin și diploma de onoare a expoziției de la Paris în anul 1878. Este un areal locuit încă din a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Am vrut doar ca să ascultați și voi. Succesiv, inițierii activităților manufacturiere locale de fabricare a sticlei, în 1804 începe îmbutelierea apelor minerale. Debutează, după 1819, exploatarea travertinului și, după 1879, cea a lignitului. Astăzi suntem în 16 iulie, cu două zile înainte de predarea lucrării. Și cred că astăzi sau mâine vor veni circa 20.000 de muncitori pentru a termina lucrarea. La mijlocul secolului al XIX-lea se construiesc primele băi și se pune accent pe infrastructură, realizându-se legătura cu Toplița. Stațiune balneoclimaterică în anul 1953. A fost un timp stațiunea cea mai importantă din Transilvania. Mult timp cu rang de stațiune de interes național, aceasta, începând cu anii 90, a decăzut vertiginos, ajungându-se până la excluderea din sistemul turistic și balnear de interes național. Dotările pentru tratamentul recuperator și ansamblul clădirilor complexului balnear s-au degradat până la dispariție, totul culminând cu închiderea bazei de tratament. Printr-un proiect
proiect al Ministerului Turismului și Dezvoltării Regionale, orașul Borsec a beneficiat de un program de investiții aflat în derulare, ale cărui efecte deja se văd prin revigorarea turismului local, reamenajarea obiectivelor de interes turistic, inițierea construcției unei noi baze de tratament și construcția a 3 piste de schi. Actualul Borsec și-a recâștigat parțial rangul, deocamdată doar ca stațiune de interes local. Pare rău că prin intermediul camerei de filmat nu puteți simți cât de curat este aerul de aici. S-a lăsat noaptea peste stațiunea Borsec. În continuare aceeași liniște de plină înconjoară stațiunea. Nu am de folosit decât superlative pentru acest loc. Singurul lucru care mă îngrijorează este nepăsarea autorităților. Spre exemplu, acea bază de tratament pe care am filmat-o mai devreme, în ea s-au investit până acum aproximativ 3 milioane de euro. Și pentru finalizarea ei ar mai fi nevoie de încă 1 milion de euro. Încă un sfert din totalul investiției. Să fim serioși acum. Ce înseamnă 1 milion de euro pentru autoritățile locale sau pentru guvernul României? Este o investiție care ar aduce în 10-15 ani poate de 3 ori mai mult decât suma investită. Este păcat. Este păcat și mă îngrijorează pentru că sunt multe astfel de zone în țară unde dacă li s-ar acorda mai multă atenție, cu siguranță turismul României ar fi o ramură care ar aduce beneficii materiale mari. Sper ca în scurt timp această zonă să fie exploatată la capacitate maximă. Thank you.